Bună seara, dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă emisiune La Pas prin județele Moldovei. În această seară facem popas metaforic în comuna Lescan din județul Iași, așa cum bine v-am amintit în promo pe pagina de Facebook, iar invitatul meu în platou este primarul comunei, domnul Stelian Turcu. Bună seara, domnule primar, și bine ați revenit La Pas prin județele Moldovei. Bună seara și bine v-am regăsit. Așadar, dragi telespectatori, vom parcurge o administrație frumoasă, această comună care, alături de Miroslava, de Valea Lupului, este comună portal al municipiului, reședință de județ, este comuna care, spun eu, că de fiecare dată, pentru fiecare dintre cei care tranzitează dinspre Iași, spre București, drumul european, este încântat să vadă schimbarea. Și am mai spus-o și în alte emisiuni, ar fi păcat să nu dai cezarului ce al cezarului. Domnule primar, ca de obicei m-am gândit la un citat și am zis totuși să rămân la Frost în această seară, care spunea simplu și concis: poți să rezuma în două cuvinte tot ce am învățat despre viață. Merge înainte. Cu politici, cu schimbări, cu vreme bună, vreme rea. Iată că și iarna nu mai este ce era odată. Iarna nu-i ca iarna, ca să-l parafrazez puțin pe domnul Traian Băsescu. Și cu toate acestea, dumneavoastră, ca administrație și ca primar, v-am văzut că vă zbateți și schimbările se văd. Doar orb să fii să nu vrei să vezi ce s-a întâmplat în Lescan. Iată că a trecut 2019, nu ne-am întâlnit de ceva vreme și telespectatorii sunt foarte curioși să afle din întreaga Moldovă care sunt noutățile la Lescan, cam care ar fi bilanțul, pentru că și așa dumneavoastră acum pregătiți raportul, bilanțul pentru 2019. Nu uitați, dragi telespectatori, suntem live cu dumneavoastră și pe pagina de Facebook TLM Iași, suntem și pe pagina de internet TLM Iași, în afară de unitățile de cablu unde ne vedem la televizor. Așadar, domnule primar, cum e Lescanul astăzi? Într-adevăr, comuna Lescani își urmează linia ascendentă de dezvoltare economică județeană. Pot să spun cu toată deschiderea, conform procentelor IVG care sunt la nivelul comunelor, o spun cu toată deschiderea, suntem a doua forță economică ca și comună din județul Iași, după Miroslava, bineînțeles. Pentru că noi la Lescan avem locuri de muncă, avem investiții și suntem în continuă creștere atât la nivel de investiții cât și a locurilor de muncă. Pe linia proiectelor de dezvoltare economică locală, vreau să vă reliefez faptul că anul 2019 a fost anul cel mai prolific din istoria comunei noastre, prin faptul că am reușit să absorbim fonduri europene, am reușit la finele anului 2019, în lunile de guvernare liberală, să deblocăm fonduri prin Programul Național de Dezvoltare Locală și am primit și o rectificare de buget alături de o finanțare privind construcția unei săli de sport de dimensiuni mari. Deci la finele anului 2019 a fost un final de an foarte benefic pentru comuna Lescani. Bineînțeles, aceste fonduri financiare au venit în sprijinul proiectelor care s-au derulat în anul 2019. Exact. Într-adevăr, cu câțiva ani în urmă vorbeam foarte frumos despre marea asfaltare din localitatea Lescani. Într-adevăr, cel mai important proiect pentru localitatea Lescani a fost proiectul de modernizare prin asfaltarea drumurilor sătești în lungime de 6,4 km, acoperind astfel 80% din drumurile din localitatea Lescani. Proiect realizat prin fonduri europene la o valoare de aproape 1 milion de euro, și când spun 1 milion de euro pentru 6,4 km de drum, spun și afirm acest lucru pentru că la momentul de față se construiesc drumuri în alte comune din județul Iași în lungime de 5 km cu 3 milioane de euro. La o sumă foarte mică am construit aproape 7 km de drum. Și astfel încât am reușit
să acopăr 80% din drumurile sătești din localitatea Lețcani. Urmează în acest an să completez și celălalt procentaj pentru a finaliza drumurile sătești din localitatea Lețcani, bineînțeles după ce le-am dotat cu toate utilitățile, apă, gaz, canalizare. Corect. Și mai mult decât atât, pe fiecare stâlp din comuna Lețcani avem lămpi cu LED. Avem și un iluminat public eficient. Civilizația la ea acasă. Într-adevăr, pot să spun că orașul s-a mutat și la Lețcani. Da, sau lețcănenii au condiții de oraș. Da, lețcănenii acum, la momentul de față, în proporție de 80%, au condiții de oraș. Bineînțeles că în acest interval, pentru că mai discutam și în emisiunile trecute, nu ați lăsat uitate celelalte sate componente ale comunei Lețcani. Normal, trebuie să ne gândim la toți locuitorii de pe raza comunei Lețcani, drept pentru care avem în derulare proiect de extindere canalizare în satele componente comunei Lețcani, Bogonos, Cogeasca și Cucuteni, proiect care se lucrează în continuare. Avem, dar și cea mai bună și cea mai așteptată realizare pentru satele componente este și extinderea gazului metan, care în acest an se va realiza 100% atât în Bogonos, care va începe de joi lucrările, joi acum, iar în cursul anului 2019 se va realiza și în Cogeasca și Cucuteni. Contracte pe care le-am semnat în asociere cu Delgaz Grid, proiect nu de mai dăm nume că facem publicitate. Da, proiect de 1.300.000 de lei și vom duce gazul în toate satele componente comunei Lețcani și canalizarea, astfel încât toți locuitorii să beneficieze de aceleași drepturi la utilitate și după care să realizăm proiecte de asfaltare peste tot. Așa este, pentru că au fost în anii trecuți situații în care primarii, e adevărat, au accesat proiecte numai să prindă un bănuț acolo, pe ce au reușit să facă, să prindă bani, și au făcut întâi asfaltarea și după aceea au venit și au săpat să pună utilitățile. E cam povestea cu ceata lui Pițigoi. Ar fi păcat. Iată că, într-adevăr, de data asta ați pus carul unde trebuie, nu înaintea boilor. Și pentru că am discutat despre infrastructura rutieră, eu vă mărturisesc și subliniez acest lucru, că este fascinant să vezi, ca simplu trecător pe drumul european, să vezi ce frumos, ce exemplu de civilizație atunci când te uiți pe străzile înguste, așa cum sunt ele, sunt drumuri sătești în Lețcani, dar toate frumos asfaltate, civilizat, acele lumini de la stâlp pe care mi le doresc și eu pe strada mea în municipiul Iași și nu am, că m-a obligat să îngrop rețeaua electrică și după aceea când am spus îmi doresc și eu un stâlp pe stradă, că îi dă cineva în cap copilului pe întuneric și mi s-a spus, păi dacă este îngropată rețeaua, unde să vină stâlpii? Vedeți, povestea ce spuneam, carul pus înaintea boilor. Iată această viziune asupra civilizației, pentru că nu ați făcut altceva decât v-ați ambiționat să realizați acest aspect elementar al civilizației, al secolului 21. Eu cred că este o mare realizare asfaltarea drumurilor din localitatea Lețcani, în primul rând pentru că ne-am săturat de mulți ani să circulăm prin oroaie și am transformat practic drumurile din pământ în drumuri asfaltate și străzi cu denumiri istorice la momentul de față. În Lețcani avem strada Ștefan cel Mare, strada Bogdan Vodă, Ice Brătianu sau Ion Creangă sau George Enescu. Deci da, avem străzi asfaltate cu denumiri istorice. Și cred că nu le vine să creadă locuitorilor mai vârstnici că au asfalt la exact. Poartă. Exact. Sunt oameni mai în etate așa și care s-au minunat când au văzut că asfaltul vine pe la poarta lor. Lucru care m-a făcut mult mai încrezător în viitor. Și de aceea proiectele vor continua și în viitor cu mai mult accent pe problemele oamenilor în special.
Așa este și pentru că discutam despre așa zisul bilanț al lui 2019, care, așa cum telespectatorii noștri știu, în general toate aceste proiecte, toate aceste finanțări nu se derulează, ai făcut proiectul, l-ai scris în 3 zile, ai obținut fondurile, în alte 2 luni de zile l-ai făcut și s-a implementat. Uneori se întinde pe parcursul a mai multor ani. Ați intrat, sigur, în iarnă cu anumite proiecte și le continuați în anul acesta, în primăvară. Știu că ați investit și pe infrastructura școlară și nu numai. Iată, inclusiv în cea sportivă v-ați orientat. Bineînțeles că pe linia infrastructurii școlare toate școlile sunt puse la punct prin construcția, prin reabilitarea, prin reparațiile pe care le-am realizat în cursul anilor. Avem la fiecare școală câte și cămin cultural realizate din fonduri proprii ale bugetului local și ne concentrăm pe viitor și pentru săl de sport. Proiecte care sunt de maximă necesitate pentru elevii școlilor. Și ne-am propus ca să facem mai multe săl de sport, număr de 3 în comuna Lețcani în anul 2020. Și vom începe în special cu sala de sport de la școala gimnazială Lețcani, unde sunt aproximativ 500 de elevi. Este școala cu cei mai mulți elevi. Da, și școala mare. Da, și acolo trebuie să avem grijă să realizăm o sală de sport cât mai urgent pentru educație fizică și sport. Bineînțeles că vorbeam de finanțarea prin Compania Națională de Investiții, pe care am primit-o pe 31.12.2019, am primit finanțare pentru o sală de sport de dimensiuni mai mari, care necesită și o parcare de jumătate de hectar, în care vor avea loc concursuri internaționale, poate naționale, județene, și într-un amplasament în care, prin viziune și determinare pe viitor, să concentrăm un centru de sport și agrement, în care am propus și chiar am solicitat finanțare prin Ministerul Dezvoltării și a unui bazin de not. Alăturat vom amenaja și o piscină pentru adulți, una pentru copii, un teatru de vară, un complex sportiv pentru mai multe sporturi, pentru handbal, basket, tenis de câmp, o pistă de karting și un loc de special pentru ca lețcănenii și nu numai să-și petreacă timpul liber acolo. Deci un centru de sport și agrement al Comunei Lețcani, unde vom concentra mai toate sporturile și agrementul. Eu sunt convinsă că mulți dintre telespectatorii, în special ieșenii care acum ne privesc, vor fi oaspeții dumneavoastră, vor fi abonați acolo, pentru că există această tendință benefică, eu cred, de a externaliza spre zonele limitrofe din imediata apropiere a municipiului Reșință de Județ astfel de zone de agrement, pentru că e greu, în centrul Iașului e greu. Da, este traficul foarte aglomerat pe drumul european 583, după cum cunoașteți. Da. Acum, până în centrul Iașului, faci o oră de la Lețcani. Da. O oră dus, o oră întors. Din acest motiv, sperăm că acest centru de sport și de agrement să fie benefic pentru lețcăneni și nu numai pentru... Să nu fie nevoie să mai plece. Să mai plece, să mai pierdă timpul pe drumuri. Și chiar sunt foarte optimist că acest proiect mai mare așa o să realizez în cursul anului 2020-2021. Foarte frumos. Bineînțeles că dacă vorbim despre plecarea lui 2019 și deja suntem, iată că timpul a trecut, am trecut de jumătatea lui februarie, suntem în 2020. La nivelul anului 2019 mai sunt și proiecte care au fost realizate în decursul anului. Cum am mai spus, iluminatul public pe fiecare stâlp din toate localitățile din comuna Lețcani, extinderea canalizării etapa a patra în zona mai grea accesibilă de lângă școală și grădiniță. Un proiect iar realizat cu mult efort, pentru că a necesitat efort financiar mult mai mare. Am mai avut
și lucrări de intervenție pe drumuri. Chiar ne-am propus în acest an să realizăm și drumul comunal 26B transformat din drumul județean 248B, pe care n-am mai putut să-l aștept realizat de Consiliul Județean, care nu știu dacă o să mai poată face drumul județean la Lețcani, pentru că i-au promis că fac 320 de kilometri de drum în acest an în județul Iași. Dar 4 ani ce-au făcut? Și acest drum comunal din înspre satul Cucuteni a fost un drum județean care a fost neglijat de Consiliul Județean atâția ani. Și în urmă cu 2 ani l-am transformat în drum comunal, să-l depunem pe Programul Național de Dezvoltare Locală, să obținem finanțare. Și atunci am avut probleme cu anumiți consilieri locali care n-au votat acel proiect și finanțarea am pierdut-o pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Am primit, în schimb, canalizare, la care lucrăm acum, la momentul de față. Și acest drum comunal 26B, la momentul de față care este, l-am scos la licitație. Săptămâna viitoare, cred că se va selecta câștigătorul licitației și vom trece la proiectarea și execuția acestui drum din bugetul local. În speranța că în viitor, când se va redeschide PNDL 3, Programul Național de Dezvoltare Locală 3, să obținem și pe acest program finanțare. Dacă nu, o să realizăm în etape din bugetul local, ca să mulțumim și locuitorii satului Cucuteni, pentru că acolo în satul Cucuteni, într-adevăr, au dreptate când spun că nu au un metru pătrat de asfalt. Și chiar mă doare lucrul acesta, pentru că celelalte sate au asfalt, mai mulți metri pătrați. Da, probabil și geografia locului. Da, este un sat mai retras așa din centrul comunei, dar sunt oameni gospodari și harnici și trebuie ajutat și satul respectiv. Așa este. Da, până la urmă cred că se mizează pe astfel de strategii. Lasă o să-și facă singur dacă nu mai are răbdare să aștepte. Pentru că dintre proiectele pe care le-ați mai realizat în 2019, vorbeam despre iluminatul stradal. Poate că pare o bagatelă, dar iluminatul cu LED-uri, iluminatul acesta european, e mult mai eficient din punct de vedere economic și mult mai luminos ca... Deci, acest aspect se reflectă asupra două elemente importante. Costurile, care sunt mai până mici. La urmă flutură tot din buzunarele cetățeanului, și siguranța cetățeanului. Pentru că e una să te deplasezi pe un drum, nu dau acum nume, în municipiul Iași, unde mergi și îți poate da oricine în cap că e întuneric beznă, că nu se vede la 10 metri lângă tine, și e alta să mergi pe un drum cu iluminat, cu asfalt și așa mai departe. Da, într-un cuvânt, sunt foarte mulțumit sufletește că am reușit să luminez comuna atât la propriu cât și la figurat în ultimii ani. Da, este foarte bine. Și care ar fi, ca apoi vom merge pe strategia dumneavoastră de dezvoltare, urmează acuși 2021-2027, sunt convinsă că deja le-ați creionat, le-ați gândit, pregătiți bugetul, pregătiți proiecte. Care sunt prioritățile pentru 2020, domnule primar? Pentru anul 2020, chiar mâine avem ședință de Consiliu Local privind aprobarea proiectului de buget. Vom continua cu extinderea de canalizare și racordurile particulare a gospodării la rețeaua de canalizare în satele componente comunele Țcani, Bogonos, Cogeasca și Cucuteni. Vom continua cu extinderea rețelelor de gaz în toate 3 sate. Vom prioritiza și asfaltarea drumului spre Cucuteni, care o să-l începem în acest an. Bineînțeles că în prima etapă o să facem numai asfaltarea, după care rigolele și accesele la proprietăți și zidurile de sprijin, ce o să trebuiască podețe pe acolo, pe acest drum. Și cum vă spuneam, vom începe investiția cea mai mare în infrastructura de sport
în comuna Lețcani și mă refer aici la construcția unei săli de sport la școala gimnazială Lețcani, care se va realiza în primă fază, construcția unei săli de sport de mai mici dimensiuni și la școala din Cogeasca, și acolo avem aproape 300 de copii. Dar și această sală de sport de dimensiuni mai mari lângă stadion și unde vom concentra acest centru de sport și de agrement al comunei. Bineînțeles că trebuie să ne gândim și la proiecte care vizează dezvoltarea infrastructurii școlare prin construcția unei grădinițe cu program prelungit. Ne gândim și la o modernizare a unei școli de la zona Căprița spre Avicola, unde ne dorim și acolo să facem o grădiniță cu program prelungit, dar totodată trebuie să ne gândim și la persoanele în etate, la vârstnici, să realizăm un centru de bătrâni în comuna Lețcani, că și acest proiect este important, avem solicitări în acest sens. Dar tot ca obiectiv de investiție, avem drumul european 583 și ne gândim să pistonăm la Consiliul Județean, pentru că nu este numai de competența comunei Lețcani să investească în proiecte care reduc și ajută siguranța pe linie de circulație. M-am gândit să reducă numărul accidentelor, da, pentru că e cunoscut zona. Da, mă gândesc la construcția unor pasarele pietonale supraterane în localitatea Lețcan. Deja avem un proiect de buget propunerea de a construi 4 pasarele la nivelul, metalice la nivelul localității Lețcani. Dar facem un apel pe această cale, sperăm și Ministerul Transporturilor prin Direcția Județeană de Drumuri Naționale să se... Direcția Regională de Drumuri, să se implice să realizeze acele două ronduri. La intrarea în Lețcani, la intersecția cu drumul județean 248B spre Bogonos, și alt rond la ieșirea din Lețcani, că aceste ronduri reduc viteza mașinilor care trec prin Lețcani. Din acest punct de vedere, tot pe linia circulației, ne propunem să amenajăm și alveole pentru stații de călători. Dar aici ne lovim de avizul Ministerului Transporturilor și credem că și aceste proiecte contribuie la reducerea numărului de accidente. Da, bineînțeles că aceste alveole presupun treceri de pietoni. Da. Și știu că v-ați lovit în demersurile dumneavoastră și de problema trecerilor de pietoni pe drum european, e mai dificil. Da, nu este, le poți spune chiar cum vrei. Da, noi ne gândeam și la semaforizarea trecerilor de pietoni de pe raza localității Lețcani. După cum cunoașteți, localitatea administrativă suprafața administrativă a comunei Lețcani pe lungimea drumului european este de 7-8 km. Se întâmplă un accident aproape de podul Iulae, se spune că e la Lețcani. Deci pe o parte avem mai multă lungime de drum european, iar dacă se întâmplă la zona Căprița, e la intrare în Lețcani. Și de asta trebuie să ne gândim să facem așa fel încât să pornim acea autostradă care va reduce cu siguranță numărul de accidente pe raza administrativă a comunei noastre. Domnule primar, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și de aici ne reluăm discuția, pentru că este foarte importantă pentru cetățenii comunei Lețcani. Publicitate, revenim. Am revenit, dragi telespectatori, și pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, precizez că în această seară facem un popas metaforic în comuna Lețcani, din județul Iași, iar invitatul meu în platou este primarul comunei, domnul Stelian Turcu. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre
un așa zis bilanț, pentru că acolo unde se fac multe e greu într-o oră să le cuprinzi pe toate și mai ales că mai ai și planurile de viitor. Dar sunt, iată, multe realizări și cel mai important lucru este că se schimbă de la zi la zi, de la lună la lună se schimbă fața comunei și găsești civilizația urbană acolo, în satul Lețcănean. Rămăsesem, domnule primar, la zona drumului european și știu că îmi spuneați și dumneavoastră și am văzut și în comentariile de la telespectatori că, de fapt, cetățenii comunei au cerut aceste pasarele. Acum vine și întrebarea omului de televiziune. Sunt foarte cunoscute zonele din țară unde sunt astfel de pasarele. Credeți că vor fi folosite aceste pasarele? Sau ce se va întâmpla? Asta în extremis, dacă se vor face aceste pasarele. Noi, dacă o să primim și avizele de la Ministerul Transporturilor, noi o să le construim. O să vedem dacă sunt eficiente. Dar noi trebuie să ne facem datoria față de cetățeni și, în primul rând, să ajutăm la siguranța lor la drumul european. Dar mai sunt și alte soluții pentru a face mai facilă deplasarea mașinilor pe drumul european. Să sperăm că vom avea întâlniri la nivelul județului și să, cu servicii de circulație, să găsim și alte soluții care vor diminua viteza la șoferi. Cred că benefic ar fi o întâlnire, o masă rotundă cu reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, pentru că, așa cum bine spuneați dumneavoastră, sunteți elegant în exprimare, dar eu știu foarte bine că normele legale, un drum trebuie să aibă în primul rând două benzi. În zona Lescanului nu există acest element. Zona Lescanului este tranzitată de o bandă jumătate. Da, și banda aceea de refugiu, de fapt. Exact, nu sunt două benzi ca să poți... Plus că acolo nu poate investi, știm foarte bine, nimic de zis, suntem juriști amândoi, nu puteți dumneavoastră investi pe proprietatea altuia. Da, deci competența este în primul rând, dar al proprietarului și administratorului drumului. Exact. În speță este Ministerul Transporturilor. Da. Și noi, oricum, o să încercăm să... Dacă o să fie realizabil acest proiect, noi îl propunem să îl ducem până la capăt. Eu sunt convinsă că veți avea, eu știu, veți găsi o poartă deschisă la discuție, la negociere, împreună cu Consiliul Județean, cu Comisia, eu știu, pentru așa ceva și cu poliția rutieră să se găsească soluția cea mai bună atât pentru cei care tranzitează Lescaniu, pentru că asta este situația, e drumul european, dar în special pentru cetățeni. Da, pentru pietoni. Pentru că cei expuși sunt pietonii. Normal. Dar problema drumului european o să o rezolve cel mai bine construcția autostrăzii. Da, corect, așa este. Care va avea o intrare din Lețcani și va înconjura localitatea Lețcani. Deci, construcția autostrăzii va salva, practic, pericolul pe drum european. Da, Lescaniu va fi foarte bine structurat cu această autostradă. Știu că ajunge în zona Bogonos. Da, și acolo unde se va construi și parcul industrial, care, după câte am înțeles, noi în cadrul biroului permanent județean am propus un amendament la Consiliul Județean că și așa de 5 ani de zile stagnează acest parc industrial în construcția sa, să fie alocate 9 milioane de lei pentru amenajarea și lucrările care se realizează în parcul industrial de la Lețcani, dar s-au alocat numai 600.000 de lei pentru redirecționarea rețelei electrice. O sumă foarte mică pentru necesitatea construirea acestui parc industrial. După cum cunoaștem cu toții, în toate orașele puternic dezvoltate, mă refer la Oradea, Cluj, acolo sunt câte 9-10 parcuri industriale.
la Iași... Sunt plămânul economic. Exact. Despre ce vorbim? Este plămânul economic a fiecărei zone. De ce nu se construiesc la Iași mult mai multe parcuri industriale? Lucru da, care zonele metropolitane sunt susținute exact în imediata apropiere a municipiilor reședință. Eu sper că în viitor, prin guvernare liberală, să atragem fonduri și să realizăm și parcul industrial de la Lețcan, că nu mai putem aștepta mila Consiliului Județean. Da, e. Ce să zic? Speranța poate nu are se vrea. Poate se vrea o marginalizare a Lețcanului de către Consiliul Județean, că așa am simțit în ultimii ani. Prin proiectele care le-am realizat împreună cu Consiliul Județean, avem și parcul Transagropolis, la care funcționabilitatea lui lasă de dorit. Deci, proiectele în colaborare cu Consiliul Județean sunt deficitare economic în relația cu Consiliul Județean. Exact, ultima oară cred că ne-am întâlnit atunci când a fost Agralimul, un eveniment de marcă. Agralimul, într-adevăr, este o dată pe an. Da. Atunci este foarte bine și totul e frumos, dar după care se trage cortina. Se trage cortina și nu se mai văd nimic. Și se închide teatru. Exact. Da, nu, e dureros și poate că... Dar dacă sunt câteva luni și lucrurile se vor lămuri și vom intra în acțiune în forță și să dezvoltăm aceste parcuri la Lețcani. Eu am sperat întotdeauna și chiar cred în bunele intenții ale tuturor, pentru că jocurile politice sunt bune acolo la București, acolo la vârf, dar ușor-ușor, cu cât te deplasezi în țară, în teritoriu, ar trebui entitățile, chiar dacă au culori politice diferite, să-și dea mâna, să-și realizeze scopul economic, exact, dezvoltarea, pentru că până la urmă, domnule primar, eu cred că aici la Iași și în zona metropolitană Iași vor fi pe viitor și copiii dumneavoastră și copiii mei și a celor din conducerea altor partide politice și noi muritorii de rând, și de ce să nu moștenească copiii noștri o zonă curată, o zonă aerisită, o zonă verde, o zonă care să nu mai fie arătată cu degetul, pentru că este dureros pentru noi toți să vedem de fiecare dată și pe știrile naționale a Moldova, polul sărăciei în România. Ori de ce să nu tragem pe torta noastră, dacă alții știu să o facă? Da, construcția de parcuri industriale în jurul municipiului Iași va ridica Moldova toată. Da, așa este. Și autostrada va fi cereașa de pe tort. Normal, și autostrada. Sperăm că lucrurile vor începe în viitor cu mai multă dăruire pentru Moldova. Pentru că vorbim despre viitor și pentru că am deschis și subiectul copiilor noștri, pentru că deja ne gândim la generațiile care vin, la copiii noștri, la copiii copiilor noștri. Toate aceste investiții, de fiecare dată, mi-e drag să vă ascult și pe dumneavoastră și pe alți primari care vin și spun, dom'le, investesc în viitor, investesc în copii, în generațiile viitoare. Toate astea le-ați făcut să vă atrageți lescănenii să stea acasă. Știu că îmi spuneați, asigurăm locuri de muncă, și chiar v-am întrebat într-o emisiune, de ce atâtea locuri de muncă la Lescani? Și a spus simplu, să nu fie nevoie lescăneanul să plece, iată, la Iași să muncească sau în altă comună să muncească sau în județul Neamț sau în județul Bacău sau în altă parte, să nu vină să facă sport în Iași, să aibă să facă sport acasă, să aibă să învețe condiții foarte bune acasă. Până la urmă, cred că asta este strategia de dezvoltare a viitorului unei țări. Da, noi avem la Lețcani, după cum am refaș în emisiunile trecute, suntem comuna fără șomeri și fără asistați sociali. Pentru că avem investiții și locuri de muncă care ne situează ca a doua forță economică pe județul Iași, la nivel de comune, după Miroslava. Am creat aceste locuri de muncă în speranță. Păi nu, că dacă luăm orașele, cred că oricum bateți orașele din județul Iași, nu? Ca forță de muncă, ca locuri de muncă. Ca locuri per locuitor. Da, da. Da, s-au creat aceste locuri de muncă, tineretul a rămas în comună. Acum, la momentul de față, pentru ca să venim în sprijinul lui, am reușit să atribui în cursul anului 2019 în jur la 300 de locuri de casă.
Iată că în acest fel reușim să-i lămurim să aibă un loc de muncă în comuna sa și un loc de casă atribuit de primărie, astfel încât ei să-și întemeieze o familie și să locuiască în comuna Lețcani în continuare. Să rămână acasă. Da. Bineînțeles, și pe cei care sunt plecați să revină, își construiesc o casă și au un viitor mai bun în comuna și în țara și în județul său. Da, să vină să investească acasă și să rămână. Da, cred că este cel mai de suflet proiect realizat în anul 2019, proiectul privind atribuirea locurilor de casă pentru tineri. I-am simțit că își doresc acest lucru și chiar de foarte mulți ani ne-am bătut pentru acest proiect, întrucât am avut de actualizat planul urbanistic general la nivel de comună. Și bineînțeles că acest proiect a durat mai mulți ani din cauza piedicilor și blocajelor care au fost în decursul anilor, într-adevăr și politice care au fost, dar le-am depășit pe toate și am realizat și acest plan urbanistic general și am reușit să dăm locuri de casă pentru tineri. Deci este un proiect extraordinar pentru tineri din comuna Lețcani. Absolut. Și dacă și mai am un proiect în cursul anului 2020, în semestru 2, într-o zonă, aș numi eu de lux a Lețcanului, deasupra unui cartier de vile, sunt 3 hectare tot a comunei Lețcani, în care vom da locuri de casă pentru tineri și acolo, încât să creștem continuu locurile. Populația tânără, exact, a comunei. După cum poate ați auzit, avem și modernizarea unor hale foste avicola, în care s-au construit și s-au amenajat și vreo 300 de apartamente pentru muncitori. Deci numărul de locuitori ai comunei Lețcani vor crește în viitor și vor fi și mulți culturaliști, adică vor veni și alte naționalități în comuna noastră. Da, iar aici au deschidere, nu ca în alte zone. Fiind o țară, da, așa este, puternic și pro-europeană România, este normal ca să avem și noi deschiderea pentru alte naționalități. Normal, este normal. Așa cum și noi plecăm? Bineînțeles că avem și un deficit de forță de muncă la nivelul județul Iași, întregii României. Da, cred că este o vulnerabilitate. Este o vulnerabilitate, exact, și aici trebuie susținută, cum au făcut și țările europene de-a cursul anilor. Exact. Și la Lețcani se simte și acest proiect de viitor. Oricum, sunt convinsă că acum cu Brexitul vor fi mulți cetățeni, mulți români de-ai noștri care se vor întoarce acasă și e de bun augur să găsești porțile deschise, să găsești oportunități de a face ceva și de a nu claca, pentru că mulți dintre ei se gândesc, dom'le, nu sunt locuri de muncă în țară, e prost plătit românul, pentru că asta este la nivel național, și atunci foarte mulți clachează, pe când dacă găsești oportunități la tine acasă, fie pâinea cât de grea, tot mai bună în țara mea. Da, și viitorul este mai sigur. Absolut. Pentru că am deschis cutia Pandorei, vulnerabilitățile, și pentru că, iată, lipsa forței de muncă a devenit în România cu adevărat o problemă, o vulnerabilitate. Ce alte vulnerabilități am mai putea enumera la Lescani? Pentru că nu există administrație fără probleme. Discutam și în pauza de publicitate, spuneați, oscilați și între fondul funciar, dar și începuturile selectării pe linie, da, pe linie de mediu, datorită implementării proiectului european obținut tot de liberali de 80 de milioane de euro la nivel județean prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate, s-a reușit în ultimul an o îmbunătățire vizibilă a colectării selective a gunoiului. Da, s-a demarat această acțiune. Este, cred că, un proiect excepțional pentru județul Iași și cred că cea mai mare realizare din ultimii ani a Consiliului Județean. Prin faptul că noi la Lețcani avem platforme de colectare selectivă de gunoi. Cartonul la carton, sticlă la sticlă, petul la pet.
prin reciclarea acestor deșeuri scade și valoarea și plata facturii lunare a comunei noastre. Din acest motiv, vreau ca toți lețcănenii și nu numai toți eșenii să colecteze selectiv gunoiul, astfel încât să avem costuri cât mai mici la facturile de serviciu de salubritate. Da, și chiar gunoiul nivelul menajer este foarte scump. Asta da, trebuie să înțeleg. Și la nivelul comunei lețcani chiar avem un serviciu de salubritate foarte eficient în ultima perioadă. Deci avem platformele de colectare selectivă, oamenii trebuie să înțeleagă să-l separe de acasă și să-l ducă la platforma de colectare selectivă, astfel încât mașina, când vine de la serviciul de salubritate, să-l preia direct din pubela selectivă. Și chiar ne bucurăm și în viitor, poate o să promovăm și un proiect pilot la fiecare gospodărie să aibă colectare selectivă. Deci, de la fiecare gospodărie... Da, cum avem noi la Iași, pubelă pentru... Exact, pentru fiecare gospodărie. Uh-huh. Să sperăm că o să realizăm și acest lucru. Dar eu sunt mulțumit sufletește, pentru că în anii anteriori cheltuiam foarte mulți bani pe facturile de la serviciul de salubritate. Prin această colectare selective se reflectă foarte clar reducerea facturilor de, la serviciul de salubritate. Pentru că prin colectarea cartonului, a sticlei și a plasticului se reduce din costul facturii care vine pe comună. Și chiar pe această linie, bineînțeles că și comuna este mai curată, nu mai avem pe toate câmpurile plasticuri și cartoane și încercăm să desființăm orice tentativă de groapă minimală de gunoi. Acum este primăvară, o să intrăm la o curățenie generală în comuna Lețcani, astfel încât să devenim și o comună mult mai curată. Iată că mi-ați ridicat mingea la fileu, o problemă la nivel general, iată un apel pentru toți telespectatorii care acum ne urmăresc: nu mai adunați crengile și nu mai dați foc la câmpuri și la miriște, pentru că se întâmplă adevărate grozăvii. Da, nu avem voie să dăm foc în gospodării, nu avem voie. Da, vă mărturisesc că mulți spectatori mi-au scris, dom'le, pe cei din comune pe care dumneavoastră îi invitați pe primari, au spus unde duc creanga, unde duc gunoiul cu tare, dar noi din oraș unde să-l ducem? Și iată că, într-adevăr, este o problemă. Da. Și se întâmplă adevărate catastrofe, pentru că mai avem nu mult timp la dispoziție să discutăm totuși și despre acest aspect al fondului funciar, care nu este singular la Lețcani. Toate administrațiile rurale au această problemă. Da, dar la Lețcani cred că este cea mai mare vulnerabilitate prin faptul că la nivelul comunei Lețcani avem peste 90% din titlurile de proprietate incorrect emise, ca să nu spun altceva, incorrect emise privind, de exemplu, numărul de tarla, de parcelă, vecinii sau numele. Deci avem în continuare probleme pe fond funciar, pentru că și procedura este foarte greoaie de modificare a unui titlu de proprietate. Prin OCPI și prin Comisia Județeană de Fond Funciar, dar ar trebui ca aceste corecturi să fie realizate de către comisiile locale de fond funciar la nivelul comune, pentru că acei membri din cadrul Comisiei Locale de Fond Funciar știu cel mai bine ce e acolo, ce este pe teritoriul exact. Său. Nu Comisia Județeană de Fond Funciar, care nu merge pe teren practic să verifice acele proprietăți. Și oricum în comisiile acestea locale de fond funciar sunt reprezentanți ai comunității care cunosc locurile, cunosc, mulți dintre ei sunt și bătrâni. Vârstă. Da? Da. Da. De asta zic că noi lucrăm și la un proiect de cadastru general la nivelul comunei, dar bate pasul pe loc de mai mulți ani, pentru că sunt multe titluri care au fost emise fără validarea Comisiei Județene de Fond Funciar și din acest motiv îngreunează procedurile de
intabularea terenurilor. Și care ar fi perspectiva cea mai fericită, domnule primar, când spui 80-90% dintre titlurile de proprietate, aproape că amețește senzația că ești într-un carusel? Da, oamenii stau foarte liniștiți acasă cu titlul lor de proprietate, dar în... Aici trebuie de subliniat aspectul. Când vin să-și rezolve o problemă, atunci depistează... Sau când vor să vândă, când vor exact, să... Când vor să facă o tranzacție, atunci descoperă că titlul respectiv este incorrect emis. Și modificarea, cum cunoașteți, se face prin instanță, foarte greu. Sunt proceduri care durează ani, ani la termene, rând. Da, da. Aici trebuie să intervenim, să facem un apel la prefectură să ne ajute să putem realiza modificările mai rapid, în termene mai scurte. Sau poate că în sistemul legislativ românesc ar trebui să vină acele comisii de specialitate și să spună, domne, haideți să rupem pisica în două și să rezolvăm o problemă, pentru că mor oamenii așteptând să le se îndrepte o eroare. Sau mor proprietarii, rămân copiii care n-au habar nici atât de ce au avut părinții, da, și de acolo intrăm în, perpetuum mobile. Procedura asta de succesiune care la un moment dat nu mai sunt, nu mai ai moștenitorii cu care să vin în instanță, vin sau nepoții, notariat. Corect. Vin nepoții și strănepoții și care nici nu mai știu, nu mai au firul. Și rămân terenurile fără proprietar la un moment dat. Da, e dureros. Și le lucrează, bineînțeles, asociațiile agricole gratis. Cum vedeți, domnule primar, eu știu, această primăvară timpurie sau iarnă ușoară din punct de vedere al aspectului agricol, politic, al comunei, pentru că vorbim totuși despre rural. Da, așteptăm multă ploaie. Într-adevăr, la nivelul agriculturii avem o mare problemă, un deficit foarte mare de apă în sol. Dar eu am, pe linia proiectelor și a politicilor de dezvoltare, de viitor, da, am o mare încredere într-un viitor bun pentru țară, întrucât vor fi și anticipate, și am cea mai mare speranță că noi liberali vom guverna 10 ani de acum încolo, pentru că o să luăm un rezultat foarte bun la nivel național, astfel încât să putem guverna cu legi corecte și benefice pentru oameni mulți ani de acum încolo. Eu chiar cred, întotdeauna am avut presimțirea asta și feeling-ul ăsta pentru lideri și pentru oameni buni de-a cursul anilor. Sunt foarte bune aceste asociații care au luat naștere în ultima perioadă în zona noastră, a Moldovei mă refer, dar eu fac parte dintr-o generație în care am mai văzut acele sisteme de irigații. Și în copilăria mea era o lună de zile de caniculă și cu toate acestea grânele nu erau afectate. Oare vor mai fi? Oare copiii noștri, copiii copiilor noștri vor mai avea șansa să vadă, domnule primar, astfel, da, de sisteme de irigații? Este obligatoriu ca asociațiile agricole care au peste 100 de hectare de teren agricol să investească în aceste sisteme de irigații și chiar sunt fonduri europene pentru susținerea sa. Chiar acum se derulează aceste proiecte pe Agenția Fondurilor Europene. Chiar sunt finanțări pentru asociații și chiar trebuie să se implice mult mai mult astfel încât să asigure o agricultură performantă. Înseamnă că putem spera, domnule, da, cred. Eu cred totdeauna mai bine și în viitor mai bun pentru toți. E foarte bine să privim către viitor. Domnule primar, am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc succes. Știu, n-am atins nici jumătate din subiectele, da, pe care ne doream să le vorbim. Și eu vă mulțumesc și cred ținem că legătura. Tot împreună vom, da, construi viitorul. Așa este. Dragi telespectatori, iată că am ajuns la final. Vă mulțumesc că ați ales Telemia și emisiunea PAS prin județele Moldovei. Aștept în continuare mesajele dumneavoastră, iar până data viitoare vă doresc toate cele bune.